patru motive pentru care reziști la a trece la acțiune când ai o problemă. Cu cât reziști mai mult, cu atâta problema ce? Crește, devine mai mare. Și am să încep cu prima cauză sau cea mai simplă dintre cauze. Și prima cauză este legată de faptul că n-ai destul de informație. Pur și simplu nu știi că este o problemă pentru că nu știi că se poate altfel. Exemplu clasic cu un fumător. Un fumător știe că fumează, de exemplu, dar nu consideră că este o problemă pentru că nu are informația legată de care sunt consecințele faptului că fumează. Și spune ceva de genul, băi, eu fumez, asta e ceva normal, toată lumea fumează, ce mai iei tu pe mine cu prostiile tale legate de fumat? Și pur și simplu desconsideră argumentele pe care le dai pentru că nu ia în calcul și nu consideră relevantă informația pe care o dai. Îi pui niște studii statistice sub nas și spui, uite statistic ce se întâmplă și îți spune, din punct de vedere statistic o fi adevărat, dar la mine nu se aplică. Și te spui, de unde știi că nu se aplică? Și spui, eu sunt altfel. Și am încheiat subiectul. Și poate fi vorba de orice tip de problemă, nu neapărat de un viciu cum este fumatul, poate să fie orice tip de problemă. Spune, informația pe care mi-o dai nu este relevantă. Nu e relevantă pentru mine, este o poveste pe care omul și-o spune ca să-și păstreze status quo. Deci, nu e relevantă informația. Sau informația care mi-a spus-o nu ajunge la urechile mele. Și atunci se pierde relevanța problemei. Al doilea motiv pentru care nu ne apucăm să rezolvăm probleme e faptul că nu avem motivație. E ceva de genul, da, într-adevăr, îmi dau seama că dacă continui să fumez, luăm exemplul ăsta în continuare, îmi dau seama că dacă aș continua să fumez, o să fie nasol mai târziu. Dar totuși, nu mă simt suficient de motivat să schimb. Argumentul, deși informația e validă, argumentul nu mă motivează. Nu-mi dă suficientă benzină motivațională mie să schimb. Și apar tot felul de discuții, argumente de genul dacă nu te oprești, o să pățești aia. Dacă nu te oprești, o să pățești aia altă. Dacă nu te oprești, asta o să se întâmple nasol. Și persoana se uită la tine și zice, da, ai dreptate, dar totuși îmi asum. Deci motivația pur și simplu nu funcționează. Dacă e să dăm un exemplu cu sportul, dacă nu faci sport, o să-ți cedezi inima la un moment dat, că inima ta are nevoie de antrenament. O să-mi cedezi inima, dar mai încolo, acum nu cedează, e ok. Și pur și simplu argumentul motivație nu este suficient de bun. N-am reușit să intru motivațional sub pielea omului respectiv ca să-l conving. N-am reușit. Sau el nu și-a dat suficiente argumente motivaționale ca să schimbe. Asta e al doilea motiv pentru care oamenii nu acționează. Al treilea motiv pentru care nu acționează e că ei consideră că n-au abilități. Adică știu de ce să schimb, am motivația să schimb, dar nu cred că pot. E important să schimb, sunt de acord. Am informația că trebuie să schimb, sunt de acord, dar nu pot. Știu că e important să merg la sală, știu că studiile arată că dacă alergi, dacă faci 10.000 de pași pe zi, o să-ți fie bine, o să-ți crească sistemul imunitar, dar eu nu pot. Bă, dar e important. Da, dar eu nu pot. Asta e maică-mea. Numai maică-mea, desigur. Nu pot. Nu cred că am abilitățile. Mai este o un fel de variantă laterală al nu pot, este n-am know-how. Nu e că nu pot, este că nu știu cum se face, n-am metoda. Și spui, îți dau metoda. Da, dar nu pot. Eu nu-s ca tine, poate să fie din mai multe categorii. Eu nu-s ca tine în sensul că nu știu destule informații, poate să fie eu nu-s ca tine în sensul că nu mă pot motiva, cum te motivezi tu, sau poate să fie nu-s ca tine în sensul că eu nu pot ce poți tu să faci, oricare din ele. Și al patrulea motiv este, nu cred că o să mă ajute pe termen lung. E ceva de genul, în viitor, când o să ajung noua versiune a mea mai bună, în noua mea versiune mai bună, faptul că schimb acum nu o să aibă niciun impact. Fumătorul zice ceva de genul, am mai avut o rudă care a trăit 200 de ani, deși fuma.
Și tu zici, da, da, studiile statistice arată nu știu ce. Da, dar eu cred mai mult în ruda aia mea decât în toate statisticile tale. Deci nu consideră că pe termen lung o să aibă un impact major schimbarea respectivă. Și dacă ar fi să simplificăm lucrurile, să le simplificăm la maxim, întrebarea este, chiar dacă am un mediu în care am control, creștere, conectare, contribuție, tot mediul e foarte bine structurat, încă pot să am genul ăsta de... Ia uite ce gol sună. Încă pot să am genul ăsta de argumentație în mintea mea, de tipul, da, da, n-am destul informații. Da, da, nu sunt motivat. Da, da, nu pot. Sau da, da, nu o să mă ajute pe termen lung pe viitor. Și ceea ce îți dă chestia asta e un fel de grilă prin care poți să analizezi ce îl blochează pe om în a rezolva problema.